foarte frumos traseul. Foarte, foarte frumos. O pădure mirifică. Un parc foarte frumos aici la Bran. Sus acolo, castelul Bran. De frumos. Foarte frumos. Ce poartă, ușă mică. Nu să intru, doamna, ce lemn masiv, îmi place foarte mult. Mi-e un pic teamă. Scările sunt foarte abrupte. Este și cam întuneric. Doamne, dar cât de frumos este! Cât de frumos! Mă simt ca într-un bunker. Uitați, tot piatră. E un pasaj care duce, nu știu unde duce. Vedem acum. Ia să mă mișc mai repede. Wow, cât de frumos, foarte frumos. Aici este o cameră, probabil ca un living. Uitați pian acolo. Suntem la unul din vădătoare. Practic aici este interiorul ca
castelului Vrancea. Foarte frumoasă panorama, foarte spectaculoasă. Cât de frumos se vede. Oare aici ce-o fi? Ce-o fi aici oare? Mergem sus? Un pic? Mergem sus și după aceea mergem pe partea cealaltă. Doamne, este foarte mare castelul. Vă dați seama că nu o să reușim să îl vizităm pe tot. Doamne, ce e aici? Cred că aici este o mansardă. Asta cât de frumoasă este. Ia priviți aici. Ce frumusețe. Nu avem niște imagini. Ce frumusețe. Ia priviți aici ce panorama. Să supăra Vlad Țepeș că fumea și o țigară electronică aici la el la balcon. Foarte plăcut, foarte relaxat. Foarte, foarte plăcut. Îmi vine să cred că stau la balconul lui Vlad Țepeș. O cafea mai îmi lipsea. Cât pește are locul acesta? Pui de crab și de caras. Se văd peștișori. Deci are balta pește, cum să spun. Foarte frumos aici la castel. Foarte, foarte frumos. Vrem să mâncăm și noi ceva aici la castel. Castel deține un restaurant foarte, foarte frumos. Acestea sunt mesele de exterior și vom merge acum în interiorul restaurantului, pentru că dacă ajungi la castel, se merită să mănânci și ceva aici. Haideți să mergem în restaurant. Unde vrei să se mâncăm aici? Și aici este foarte frumos și spectaculos. Cred că aici o să vreau să mănânc. Să ne luăm meniul. Unde vrei să ne așezăm? Nici nu știm unde să ne așezăm.
Gata, a venit și mâncarea. Aici avem un burger regal și aici o ceafă de porc, tot la fel regală. Gata, foarte bine, foarte bine. Poftă bună, dragul meu. Doar aici la Castelul Bran, o locație superbă. Aici a servit masa și vedetele de la Hollywood, Angelina Jolie, și care au mai... Cum se pare? Bun. Foarte bună și arată foarte bună. Burgerul acesta regal este demențial. Să avem poftă! Uitați ce panoramă superbă! Foarte frumos! Ce cățeluși frumoși! Bună ziua! Ce cățeluși frumoși! Hai, da-mi! Da-mi, da-mi! Da-mi, da-mi! Hai, hai! Hai, Maica! Hai, Maia! Da, până și câinii urc la munte. Foarte tare, foarte frumos! Că ne-a zis, ia ne. Da. Ce ne puteți spune despre ea de după ce o primim în fața acestei fotografii? Este caseta în care Regina Maria lasă prin testament ca după moartea sa să fie scoasă inima din piept, depusă în această casetă și a dus o perioadă de la Bac și la noi la Bran. De ce a dorit acest lucru? În castel, Regina Maria are un fiu mort, pe prințul Mircea, care a murit la o vârstă de 3 ani și jumătate, bolnav de tifus. Atât de mult și-a iubit fiul, ca orice mămică, că a dorit ca după moartea sa inima să-i fie aproape de fiu. Păi, mi s-a făcut pielea de găină. De soț, în cartea Povestea Vieții Mele, Regina Maria spune atât de frumos și spune așa: cu inima îmi supraveghez fiul, la Bran, iar cu trupul îmi încălzesc soțul la mi se face pielea de găină, este superbă. Deci aceasta este povestea acestei casete. Am văzut unde a fost depusă. Exact. Haideți să vedeți adevăratul dormitor. Nu ce ați văzut nasele la castel. Exact. Doamne, doamne, deja mă... Patul are o combinație de 5 nuanțe de lemn, iar în fața patului acolo sus, dumneavoastră puteți vedea scutate în lemn cele 12 nebiblice, nașterea lui Iisus și magicul David. Doamne, dar ce pa! Deja, nu știu, simt așa o emoție, o încărcătură de-asta. La fel și secretarul are o valoare deosebită, pentru că pe fiecare sectoraș picture sunt pe piață și pe cuită. Vai, secretarul doamne. De acolo. Viitorul Reginei Maria, un dormitor simplu, modest, se spune că prin simplitatea și modestia ei a știut să fie iubită de către poporul român, nu că nu și-ar fi permis. Deci, practic, pe scaunul acela stătea da. Regina da. Și să vedeți în fotografie. Uitați, același scaun. Ce frumos! Ce frumos! Uitați, același scaun. Deci ați văzut scaunul pe care a stat Regina Maria. Foarte frumos. Deci și acolo avem o problemă cu muzeul satului. Deci la intrare în castel este un domn cu cafea. Da, chiar o să dorim încă să... Încă domnul cu cafea. Sunteți măsafirii noștri. Poftiți? Ce se află aici? Camera de toaletă. Deci camera în care se îmbrăca. Regina Maria. Da, da, da. Vai. Ia uitați ce mobilier avea aici Regina Maria. Și poate o aduce și pe mama la cărmina. Ne întâlnim acolo la o pastramă, la o... Cu siguranță. Vai, dar ce tablou.
Foarte frumos. Castel. Mai ales că ai vizitat castelul. Da, uitați cum arăta dormitorul în castel, dar nu era. Era un pat numai simplu. Cu saltea relaxa. Da, cu saltea dormeo. Da. Avem aici un ghid, o doamnă foarte frumoasă și foarte bine documentată. Sunteți da. Foarte documentată. Am 34 ani de muzeu. Wow. Care 24 ani lucrat la castel. Uite, aici avem salonul Biedermeier, o combinație foarte frumoasă de două nunte de lemn. Lemn de nuc cu intarsie de lămâie. Fai, dar ce frumos! Bianca! Vă dați seama că dacă nu aveam ghidul cu noi, nici nu știam ce se află aici. Foarte frumos, foarte frumos. Aici? Da. Unde ne aflăm aici? Te invit în sala de primire oaspeți. Voi sunteți oaspeții noștri. Se spune că Reginei Mariei îi plăcea tare mult să strângă în acest salon pentru a-și bea ceaiul de la ora 5. Fiind englezoaica, avea un tabiet ca la ora 5 să se strângă cu domnițele pentru a-și bea ceaiul. Poftim domnița la ceai. Wow, să rămână! Deci o să fac și o poze aici. Și să vezi ce băia faină. Te plătesc, mă duci la cocă. Ne avem căldură. Da, acum ne-am dat jos pentru că pe timpul verii, la prânz, cel puțin la prânz, dacă bate soarele în ele, se face efectul la noroc. Da. Deci nu poți. Da, cota 1400. Noroc, dragul meu. Noroc, iubirea mea. Cheers. Pune că merge berea la cota 1400. Foarte, foarte frumos peisaj de vis. Super, mirific peisajul.